O adevărată tragedie a fost la un pas să se întâmple ieri în Făgăraș, totul după ce un incendiu a izbucnit în casa unui făgărășan din cauza unei centrale pe lemne. Din fericire, nu a fost rănită nicio persoană, iar focul a fost stins cu repeziciune de pompieri. Incendiul a izbucnit aseară în jurul orei 20 la o casă de pe strada Vasilei Alexandrii. Proprietarii au sunat într-un suflet la serviciul de urgență 112, de teamă ca nu cumva focul să cuprindă întreaga locuință. În doar câteva minute, pompierii făgărășeni s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale pentru a stinge incendiul și pentru a evita răspândirea focului la toată casa. Mai mult decât atât, exista pericolul ca focul să se extindă și la vecini. Cauza probabilă a producerii nefericitului eveniment a fost, se pare, o centrală pe lemne.